31 de ani ai operațiunii de pacificare pe Nistru. O nouă mișcare circulară în capitală. La Dubăsari a avut loc iar marocul locurilor de muncă. Bine v-am găsit și din nou e ora știrilor în emisia primului post nistrean de televiziune. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Urmărim chiar acum. În Republică au marcat 31 de ani ai operațiunii de pacificare pe Nistru. La 29 iulie 1992, pe pământul nistrean, a fost instaurată pacea. Și pe parcursul acestor decenii, operațiunea de menținere a păcii își demonstrează eficacitatea, drept una din cele mai de succes. Părcani, Arcul Păcii, drumul Tiraspol-Bender. Pe aici, la 29 iulie 1992, în zona conflictului armat, au intrat pacificatorii ruși. Lacrimi de bucurie, o mare de flori, strigăte ura, așa i-au întâlnit atunci nistrenii. Mitingul și ceremonia solemnă de depunerea florilor au deschis seria de evenimente dedicate operațiunii de pacificare și contribuției ei la păstrarea păcii în Nistrenia. Cei care locuiesc în Nistrenia nu trebuie să demonstreze importanța și necesitatea operațiunii de menținere a păcii, însă și viața le-a dovedit. Misiunea de menținere a păcii a devenit o parte integrantă a vieții poporului nistrean, deoarece pacificatorii Federației Ruse, forțele unificate de menținere a păcii, au întors pacea pe acest pământ, n-au admis războiul. Acesta este cel mai important lucru. Flori au fost depuse și la semnul comemorativ inaugurat în cinstea celei de-a 20-a aniversării a operațiunii de pacificare, la memorialul gloriei și tristeții din Bender. Inițial, în zona de securitate au intrat 3200 de pacificatori din Federația Rusă, 1200 din Nistrenia și 1200 din Moldova. Pacificatorii au asigurat separarea formațiunilor armate ale părților conflictului. Am văzut personal toate aceste coloane, cum plângeau femeile, florile, fericirea pe fețele oamenilor atunci când au văzut mișcarea coloanelor. Potrivit prezidentului Republicii, formatul dat de pacificare nu poate fi înlocuit până când relațiile dintre Nistrenia și Moldova nu vor fi deplin reglementate în plan politic. Aceasta e poziția tuturor participanților formatului 5+2, inclusiv a Nistreniei. Miratvorță, la meu zgliad. Pacificatorii trebuie să fie pe pământul nistrean până la o soluționare completă, până în momentul în care consecințele de drept ale acestui război vor fi clare, până când cei care l-au dezvăluit vor fi numiți, aduși în fața justiției, când va exista conștientizarea a ceea ce s-a întâmplat. Acestea au fost crime de război. Forțele armate ale statului au fost orientate contra civililor. În general, cred că folosirea forței este un act de deznădejde. Totul trebuie rezolvat prin negocieri, pe cale pașnică. Pe om îl interesează viața sa, viața celor dragi, liniștea în țară. Anume, acest lucru îl asigură pacificatorii. Nu văd alte mecanisme astăzi. Nistreniile sunt recunoscători pacificatorilor Federației Ruse pentru oprirea războiului, prevenirea pierderilor de vieți umane, păstrarea păcii pe pământul nistrean și nu numai. Către aniversarea de 31 de ani ai operațiunii pacificatoare în Republică a fost desfășurată o cursă automobilistică. La ea au luat parte reprezentanți ai tuturor raioanelor Republicii. Kamenka, Râbnița, Grigoriopol, Tiraspol, 79 de autovehicule și 10 motociclete. Centrul unde s-au adunat toți participanții la cursa auto a fost Dubăsariul, și anume Memorialul Gloriei Militare, unde sunt înhumate două generații de apărători, din 1944 și 1992. Băi, înceleși atsudă. Primele lupte au început aici. Atunci, în zilele de grea cumpănă pentru Republică, Dubăsariul primul a luat arma în mâini. Locuitorii primii au dat ripostă inamicului. De aici, unde sunt înhumați combatanții noștri și vom începe cursa consacrată operațiunii de pacificare. Rusia este mir. Rusia înseamnă pace. Datorită pacificatorilor, pe pământul nostru nu mai explodează obuze, nu se aud rafale de mitraliere. Ea este garantul ei și astăzi. Cursa automobilistică a fost împărțită în trei direcții, centrale, de sud și de nord. De aici, de la Dubăsari, fiecare coloană și-a început calea sa. Muzica.
Reprezentanții raioanelor Republicii au vizitat locurile comemorative consacrate evenimentelor Marelui Război pentru apărarea patriei și celor de grea cumpănă din 92. Primul a fost Colina Gloriei, unde drept simbol al eroismului și bărbăției ostașului liberator se înalță gloriosul tank T-34. Participanții cursei auto au trecut și prin locurile gloriei militare din alte orașe și raioane. Finișul a fost la capul de pod Chițcani. O nouă mișcare circulară în capitală. La ieșirea din Tiraspol se desfășoară lucrări rutiere. În zona restaurantului Foișor, serviciile rutiere efectuează lucrări pregătitoare pentru punerea în aplicare a mișcării circulare. Tiraspol, zona restaurantului Foișor. Acum aici lucrează serviciile rutiere. Lucrările au început 3 zile în urmă. Au fost instalate practic toate semnele. A început marcarea rutieră. Instalăm borduri. Facem marcaj unde vor fi instalate bordurile cercului. În atenția șoferilor, marcaje galbene. Acestea le demonstrează automobiliștilor în ce mod pot continua circulația. Pe această secțiune a drumului, intensitatea circulației e mare. Din această cauză, șoferii autovehiculelor care vin din Târnauca întâlnesc dificultăți. Această autostradă e principală și leagă orașele Tiraspol și Bender. Fluxul e mare. Problema o va soluționa mișcarea circulară, aceasta e însărcinarea prezidentului Republicii. Inspectorii auto reamintesc că, pentru început, ea va fi testată. De aceea, e necesar de a alege viteza sigură pe această porțiune de drum. Chimist, academician cu renume mondial, savantul care a inventat masca antigaz, cărbunele activ, a fost fondatorul școlii chimiștilor organici. Astăzi se împlinesc 70 de ani de la trecerea în nemurire a pământeanului nostru, Nicolae Zelinski. Ei aparțin multiple lucrări științifice de chimie, fizică și terminologie. Nicolae Zelinski a fost printre fondatorii catalizei organice și chimiei petroliere. Un om interesant, de mare valoare, de aceea eu le povestesc copiilor, nepoților despre dumnealui, să știe cine este Nicolae Zelinski, care a fost contribuția lui în știință și în viața oamenilor noștri. În oraș activează Casa Muzeu, în care a locuit academicianul. Aici se păstrează exponate rare care oglindesc viața savantului, lucrările pe care le-a editat. Astăzi, flori vii au fost depuse la bustul lui Zelinski. Au răsunat cuvinte de recunoștință savantului, pentru care grija față de om a fost valoare prioritară. În Nistrenia vor vaccina contra gripei intestinale sau rotavirusului. Specialiștii spun că aceasta e o salvare pentru copii. La noi vaccinează contra A11 infecții, inclusiv contra rujeolei și poliomielitei. Totul e gratuit, potrivit programului de stat de imunizare. În Nistrenia vaccinează contra A11 infecții, inclusiv contra hepatitei B, poliomielitei, tuberculozei, difteriei, rujeolei. Există în Republică calendarul imunizării. Totul e absolut gratuit. Вакцина профилактика – это самый один из главных способов защиты человека. Профилаксия cu vaccin e una din metodele principale de protejare a omului contra bolilor infecțioase grave. Însă și boala poate duce la consecințe grave, la invaliditate, cazurile tale. Poliomielita poate duce la paralizie, rujeola poate provoca encefalita, iar infecția cu pneumococ, pneumonii și meningite. Între timp, tot mai des părinții refuză să-și vaccineze copiii, din diferite motive. În particular, le e frică de consecințele vaccinării. Mamele au frică de careva reacții. Da, se ridică temperatura după vaccinare, dar acest lucru demonstrează că organismul elaborează imunitate. Cu cât e mai mic copilul, cu atât mai ușor suportă. În schimb, el e protejat. În curând, în Nistrenia vor vaccina și contra rotavirusului și gripei intestinale. Va apărea vaccin și contra virusului papilomului. La Dubăsari a avut loc iarmarocul locurilor de muncă. Cu propunerile sale de angajare au venit un șir de întreprinderi din oraș. Iarmarocul de angajare în câmpul muncii la Dubăsari. Asemenea, activități aici sunt tradiționale, sunt organizate de 2-3 ori în an. În cadrul lor, întreprinderile, instituțiile locale vin cu propunerile sale privind locurile de muncă ce sunt solicitate.
Pentru a-și găsi un loc de lucru a venit și Stella Climenco, mama unui copil cu dizabilități. Am hotărât să mă interesez ce locuri vacante sunt pentru persoanele cu dizabilități fizice limitate, mai în vârstă de 16 ani. Fiica mea face parte din categoria dată. Deja m-am consultat cu reprezentantul fabricii de vinuri Buchetul Moldovei. Aici sunt necesari muncitori sezonieri. Am lăsat contactele și când va veni timpul ne vor invita. În majoritatea cazurilor la Ermaroc vin cei care n-au calificare. Noi le propunem loc de lucrător de serviciu, un câmp, hamal la magazinele alimentare. Unii din ei de aici pleacă îndată la lucru. La moment, în Departamentul de Promovare a Forței de Muncă din Dubăsari sunt înregistrate 280 de locuri vacante. Orașul are nevoie de surori medicale, bucătari, educatori și contabili. Informație suplimentară despre angajarea în câmpul muncii dubăsărenii pot găsi pe site-ul local. Mulțumim pentru pace! În Parcul Alexandru Nevski a avut loc un concert dedicat pacificatorilor. Au evoluat colectivele de creație cu piese despre pace, Meleagul Drag. Au evoluat colective din Bender, Dobrâniușca, Dobrânea, Rondo, Ovația. Tinerii soliști, de pe lângă Palatul de Creație pentru Copii și Adolescenți, de la Școala Muzicală și-au prezentat creația sa. La fel, au evoluat artiștii circului. E necesar de a desfășura asemenea activități dedicate apărătorilor patriei noastre, care ne-au adus cerul senin. În Parcul Alexandru Nevski s-a adunat multă lume. La sărbătoarea dedicată pacificatorilor au venit cu familii întregi. Dansuri moldovenești, ruse, ucrainene, bulgare, țigănești. Ansamblul de dansuri și muzică populară Viorica pleacă în turneu. Festivaluri vor fi câteva. Vor populariza cultura nistreană în Spania, Franța, Suedia. Apropo, la un asemenea festival, Viorica a fost deja în 2016. Через 7 лет нас опять приглашают. Peste 7 ani am fost invitați din nou. Ne primesc foarte bine, mai ales francezii. Trebuie să muncim, să fim în formă, să venim încolo și să ne manifestăm la nivel înalt. Maniera исполнения в любом случае этих танцев, этих народностей очень отличается. Maniera interpretării dansurilor acestor popoare diferă. Pot spune un lucru, le unește tempoul rapid, temperamentul înflăcărat. Avem și dansuri bulgare, țigănești, ruse, moldovenești. Oamenii se miră că avem o asemenea multitudine de culturi, câteva limbi de stat. În turneu din Nistrenia vor pleca 35 de artiști, printre ei 11 perechi. Turneul e de pe 9 până pe 28 august. În total, la Festivalul Internațional se vor aduna mai bine de 1000 de artiști de pe 5 continente. Fiecare va promova cultura țării sale. Cam atât pentru astăzi. Mai multe despre aceste și alte noutăți aflați în ediția de seară Căb și pe rețelele noastre sociale. Cele bune în continuare și doar noutăți plăcute! La revedere!